Nătângul și domnița întristată. Basm românesc. Scenariu radiofonic de Mircea Popescu. A fost odată ca niciodată. În vremuri de mult uitate, un împărat avea o fată de o frumusețe nemai văzută. Se dusese vestea în toată lumea și veneau din toate zările flăcăii să o pețească. Numai că, pe neașteptate, prea frumoasa domniță se îmbolnăvi de o boală ciudată. Voia bunei pieri, de auzit și de știut nu mai voia să știe și să audă de nimic, și ceasul între stătea într-un jilț, copleșită de o mare tristețe. Împăratul, îndurerat peste măsură, chemă la curte toți fetnicii și vracii din împărăția sa și din alte împărății, doar o izbuti vreunul din ei să afle pricina tristeții domniței. Sosește împăratul! Luminăția! V-am chemat, prea învățați sfetnicii vraci, pentru a afla boala de care suferă mult iubita mea domniță. Vreau să se știe că acela care o va vindeca va primi 5 pungi pline cu galbeni. Împărate luminate, ne-am adunat aici toți sfetnicii tăi cei mai credincioși și mai învățați. Sosit au și vraci de peste 9 mări și 9 țări, care multe au văzut și cunoscut, și cu toți împreună ne-am gândit și iar ne-am gândit și iar... Dar leacul ceva să o izbăvească pe prea frumoasa domniță, tot nu l-am găsit. E adevărat ce greiești, vraciule? Din păcate, da, luminăția ta. Dar tu, bătrânul și înțeleptul meu prim sfetnic, dă-mi tu măcar o rază de nădejde. Prea luminate, împărate, te știu de când erai un prunc în leagă și te îndrăgesc ca pe feciorul meu. Dar nu pot desluși boala domniței și nici nu am o cât de mică licărire de nădejde. Ruptul capului nu pot lăsa ca domnița să se prăpădească din pricina tristeții ce-a copleșit-o. Voi trimite crainici să vestească în toate colțurile împărăției că o voi da de soția celuia care va izbuti să o facă să se înveselească. În vremea aceea trăia într-un sat o femeie care avea 3 feciori. Cei 2 feciori mai mari, crezându-se mai isteți, îl disprețuiau și îl huleau pe Mezin cu vorbe de ocară și chiar îi dăduseră în batjocură porecla de nătângu. Iată că într-o bună zi, unul din crainici împăratului ajunse și în satul unde locuiau cei 3 frați. Ascultați, oameni buni! Împăratul vestește pe toți supușii săi că prea frumoasa domniță zace greu bolnavă. Cel care îi va afla leacul o va lua de soție și va primi coroana împărătească și toată împărăția. Auziră-ți, fraților? Auzit? Da, da, am auzit și eu. Ce-ai, nătângule? Cum îndrăznești să te amestici în vorba noastră? Vezi-ți de treburile tale și nu te vără unde nu-ți fierbe oala. Iertați-mă, fraților, dar eu socotesc că e bine să încercăm toți 3, pe rând. Ce? Ce ai spus? Da. Și care va izbuti o va lua pe domniță de soție, iar coroana o va împărți frățește în 3. Auzi, auzi ce ne mai lipsea? Cărdășie cu nătângul ăsta. Să plecăm la drum cu netot. Dați-i pace.
Ce aveți cu el de mereu îl prigoniți? E, maică, de m-ar lăsa frații să încerc și eu, știu ce aș face. Ah, taci, băiete. Ce-ai face, nătângule? Iată, aș lua cele mai frumoase mere din mărul pe care le îngrijesc eu, le-aș pune într-un coș și le-aș duce domniții în dar. Ce tot vorbești, niște mere, mare scofală. Nu mai ție-ți pot trece prin minte asemenea lucruri. Am vorbit eu cu mărul meu și el mi-a spus. Auziți, fraților, stă de vorbă cu pomul. Vorbe de nătâng, dă zor cu mărul lui. Una, două, mărul lui. Poate că degeaba îl nesocotiți atâta pe bietul băiat. Cum degeaba n-ai auzit ce nerozii spune? Cine a mai auzit măr vorbind? Uite că mie mi-au plăcut vorbele fratelui vostru. Na. Dacă astfel socotești dumneata, mamă, te pomeniști că așa o fi. Atunci, ce mai stăm? Hai, frate, hai să mergem de grabă în grădină și să culegem merele din mărul nătângului. Mergem, mergem, dar să nu uiți cumva în voiala, frate. Domnița e a ta, iar domnia o împărțim frățește pe din două. Cu coșul plin de mere pe mână, fratele cel mai mare ieși pe poartă și a mers cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate. Cum mergea el așa, grăbit, nevoie mare și cu nasul tot pe sus, amețit de bucuria viitoarei sale mării, îi răsări în cale un iepure. Prietene! Hei, prietene! Ce vrei? Mi-e foame. Ce-i ce-i cu asta? Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. N-am nimic de mâncare. Dar în coș, ce ai? Ia, niște broaște. Broaște să fie. Cum ai spus? Hei, hei, dar unde te-ai ascuns, Legioană? Hei, ascultă, unde ești? Luminăția ta, un flăcău ce vine tare de departe dorește să se înfățișeze înaintea măriei tale. Zice că i-a adus un dar domniței, un coș plin cu mere nemai văzute. Să intre, să intre! Să intre, flăcăul, cu merele! Mă închin în fața luminăției tale. Ridică-te, voinice, și vino de grabă cu mine. Auziteam că ai adus un dar de preț pentru domniță. Așa e, luminăția ta. Ia-t-o pe fica mea. Bună vreme, domniță. Ce dorești, străine? Iată, ți-am adus în dar mere rumene ca văpaia focului, cum altele nu se mai află pe lume. Mere? Oh, vreau să le văd. Unde-s? Aici, în coșul acesta. Privește, domniță. Iată-le. Mai din mine? Cum de îndrăznit? Cum de îndrăznit să-ți bați joc de mine? Străjeri, veniți de grabă! Ce se întâmplă? Cine a adus atâtea broșnurile ta? Tu, flăcăule! Eu am adus mere. Tată, eu bat jocuri. În loc de mere mi-a adus un coș plin cu broaște. Domniță, jur, jur că erau mere. Străjeri! Oruncă, Maria ta! Oruncă, Maria ta! Luați-l de gheabă și alungați-l pe-ndrăsneți! Iertare, Maria ta, iertare! Dar înainte de asta aveți grijă și plătiți-i cum se cuvine pentru asemenea drăsneală. Ați înțeles? Înțeles, Maria ta! Schilodit și umilit, fratele cel mare s-a târât cum a putut până acasă și s-a așezat pe bolit. Despre pățanea lui n-a scos niciun cuvânt. A spus numai că niște răufăcători i-au muiat oasele pe drum și n-a putut merge mai departe. Fie ce o fi, eu nu mă tem. Mă duc și eu cu un coș cu mere. Și-a plecat și mijlociu cu coșul plin de mere pe mână și-a mers cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate.
cum mergea el așa grăbit, nevoie mare și cu nasul tot pe sus, amețit de bucuria viitoarei sale măriri? Hop, îi lăsare în cale iepurile acela, știți dumneavoastră care anume. Prietene! Hei, prietene! Ce vrei, urecheatule? E foame. E și ce-i cu asta? Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. N-am nimic de mâncare. Dar în coș, ce ai? Corb. Corb să fie. Cum ai spus? Hei, hei, la unde te-ai ascuns, aforisitule? Hei, unde ești? Unde? Și iată-l pe fratele mijlociu înfățișându-se înaintea domniței. Înveselește-te, prea frumoasă domniță. Ți-am adus mere cum altele nu mai sunt. Mere? Unde sunt? Aici în coș. Sunt o frumusețe. Privește. Dar ce e asta? Ce e asta? Unde ai îndrăznit? Stresiri! Să fii alungat numai decât. Așa ne fost, mă, flăcăure! Corbi în loc de mere! Corbi, dar eu măsur că erau mere! Ajunge! Strășeri! Oruncă-mi! Luați-mi de greabă și muiați-mi oasele ca să nu mai drăsnească vreodată, ați înțeles? Înțeles, mă, erau mere! Erau mere! Ajuns acasă, mijlociu s-a trântit în pat lângă fratele cel mare și n-a suflat niciun cuvânt despre tot ce i s-a întâmplat. Prâslea Nătângu se ridica atunci și vorbi. Fraților, mă duc eu să fac pe domniță să râdă. Cată-ți de treabă. Păi eu tot mă duc. Azi dimineață m-am urcat în măr. Am căutat printre frunze creangă de creangă și tocmai în vârf am dat de un măr. Singurul care mai mi-a rămas. Dar e atât de frumos și atât de mare cum nu s-a mai văzut. Așa că, fraților, s-auzim de bine! Și-a mers mezinul cale lungă să-i ajungă către palatul domniții întristate. Și, bineînțeles, că i-a răsărit în cale și lui iepurile cel năzdrăval. Prietene! Hei, prietene! Ziua bună, iepurașule! Care ți-e păsul? Mi-e foame. Fă bine și dă-mi ceva de mâncare din bucatele tale. Un singur măr am, frate meu. Alte merinde n-am. Dar ți-l dau din toată inima. Altul vei avea în loc. Pe mărimea inimii tale, prietene. Dacă vreodată dă peste tine vreun necas, pe mine tot aici mă găsești. Ziua bună și s-auzim numai de bine! Iepurile s-a făcut nevăzut. Mezinul și-a continuat calea și după o bună bucată de vreme, iată l-a ajuns la palatul împăratului. Dar la poartă străjile l-au împiedicat să intre. Stai! Ce cauți la noi, flăcăule? Îngăduiți-mi să intru și eu în palat dacă nu vă fi cu supărare. Nu se poate. Avem poruncă de la împărat să nu mai lăsăm pe nimeni. Dar eu am venit să o scap pe domniță de supărarea ce-o macină. Vezi-ți mai bine de drum. Au mai încercat și alții și au plecat cu pielea scărmănată. Deci mai rău au întristat-o pe domniță. Dar ce te închipui? Hai, lăsă-mi! Înduplecă-te în înălțimea ta și lasă-mă să intru. Ce se petrece aici? Luminația ta. Iată flăcăul acesta ne dă ghes să-l lăsăm să intre în palat ca să-mi veselească pe domniță. Adevărat? Adevărat, mărite împărate. Venit am să-mi veselesc pe prea întristată domniță, fiica măriei tale. Mă gândi seama, flăcăule, mulți s-au cutezat și numai lauda a fost de dânsii. De s-o întâmpla și cu tine același lucru, știi ce te așteaptă? Apoi, cum mi-o fi noroc cu măria ta? Bine, atunci vino cu mine. Domnița
stânjilții și plânge. Plânge într-una. Să mă ierți, domniță, dacă în neștiința mea darul pe care am vrut să ți-l aduc l-am dat pentru alinarea unei suferințe. Îl aveam aici, în coșul acesta, da. Un măr, un măr de aur. Ce împăt ochii? Oh, tot nu-i decât o închipuire. Nu e închipuire, tată. E cu adevărat un măr nemai văzut. Uiți-ți anumiția ochii. Privește, tată, ce chipeș a făcut flăcăul care mi-a adus acest dar neprețuit. Și ce straie mândre are. Au crescut pe el acum. Da, adevărat. Ce haine de aur și-a închipuire. O sunată de fericită, tată. Îmi vine să râd, să cânt și să joc. Flăcăule, vino să te îmbrățișez. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Străjeri, sunați din tâmbiți! Crainici, dați de știre în întreaga împărăție că domnița s-a vindecat și că surâsul i-a veselit fața. Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Domnița zâmbește! Și acum, voinice, spune-mi ce mai dorești. Nu te întorci la casa ta? Păi, luminăția ta, așteptam. Așteptam și eu să mă răsplătești așa după cum te-ai legat cu jurământ. Vorba aceea, după faptă și răsplată. Am juit eu ceva? Ai uitat, măria ta? Ai făgăduit celor ce va vindeca pe fiica înălțimii tale, coroana împărătească și pe domniță de soție. Aha, îmi țin făgăduiala, voinice. Dar mai întâi va trebui să-mi îndeplinești un lucru. Timp de 3 zile vei păzi un cârt de iepuri. Dar bagă de seamă să-i păzești bine, să nu lipsească vreunul, că te scurtezi de cap. De vei veni înapoi cu cârtul întreg, vom face și nunta. A plecat îngândurat și întristat Mezinul. Înțelesese el că împăratului îi părea rău nu atât de despărțirea de tânăra domniță, cât de coroana împărătească și că acum căuta să le răpură. Și cum mergea el așa abătut, numai că îi răsare în cale, la locul cunoscut, iepurile. Ce ți s-a întâmplat, prietene? Ce să mi se întâmple, iepurașul? Iată, împăratul mi-a pus cuvânt să păzesc o turmă de iepuri și la împlinirea sorocului de 3 zile să mă întorc cu toți în palat. Aminte-mi, unde stau picioarele, acolo îmi va sta și capul. Ăsta-i tot necazul? Păi ce, nu-i de ajuns? Dacă-i vorba de neamul meu cel iepuresc, socotesc că vei izbuti în încercarea asta. Uite, ia acest fluier și poți fi liniștit. Poți să te culci, să dormi și iepurii n-au decât să alerge pe unde poftesc. Când vrei să-i adun la un loc, cântă din fluier. Cum să-ți mulțumesc, prietene? N-ai de ce să mulțumești. Adu-ți aminte, când eram flământ, mi-ai dat mărul acela gustos și mi-am potolit foamea. Bună vremea, flăcăule. Ai tăi sunt iepuri aceștia? Bai împăratului, eu nu mai îi păzesc. Și nu vinzi niciunul dintre ei? Păi, cum să vând dacă nu-s de vânzare? Nici dacă-ți dăruiesc aceste 2 pungi? Nici. Sunt pline de nestemate. Ia-le, sunt ale tale. Nu-ți cer în schimbul lor decât un iepure, numai unul. Zadarnic îți ostănești gura. Nu vând iepurii nici pentru toate comorile din lume. Ei, străjer, ai adus un iepure? Nici pomeneală, măria ta.
E da pungeri pline cu nestemate? Nu s-a uitat la ele. Da? Mai sunt două slii să împlinește srocul. Dar lasă că-i veni eu de hac blestematului. Și împăratul hotărâ să o trimită chiar pe domniță îmbrăcată în alte straie, ca băiatul să nu o recunoască, și porunci să-l încânte cu vorbe besteșucite până îi va da un iepure. Bună ziua, voinice! Mulțumim, dumitale! Nu-mi vinzi un iepure? Nu vând. Îți dau pe el orice bogăție îmi vei cere. De bogății nu dau, liță, fată frumoasă. Dar dacă îmi vei da floarea din cosițe, atunci poate o să capeți un iepure. Hai, numai atât! Bucuros să-ți dau floarea, voinice! Iată-o! Iată și iepurile. Rămâi cu bine! Cu bine, domniță! Cu bine, domniță! Credea că dacă ți-ai pus alte straie, nu te-am cunoscut. Acum să-ți văd puterea, fluierașule drag. Împărate luminate, măria ta, din turnul cetății am zărit-o pe domniță venind cu un iepure în brațe. Era și timpul, căci altfel în scurtă vreme se împlinea sorocul. E departe domnița? Ba, aproape, măria ta. Aha, o văd. Se apropie de porțile palatului. L-am răzbit de data asta. Acum o să-și ia gândul de la împărăție și de la domniță. Ei, flăcăule, s-a împlinit sorocul? S-a împlinit, măria ta. Ai adus toți iepurii? Adus, măria ta. Lipsește vreunul? Niciunul, măria ta. Am pus străjile să-i numere și de nu vor ieși toți la socoteală. Știi cum ne-a fost în voiala? Știu, măria ta. Străjei! Oruncă, măria ta! Ați spredit cu numărătoarea iepurilor? Da, împărate. Și nu lipsește niciun iepure. Nu se poate. Chemați-o numai decât pe domniță. Da. Aici sunt, tată. Unde e iepurile? Nu-l mai am. Dar l-am văzut cu ochii mei în brațele tale. Să vezi, tată, n-am apucat să intru pe poartă și s-a auzit un cântecel din fluier. Atunci iepurile, numai cât a ciulit urechile și țuști, mi-a și scăpat din brațe. Cine a cântat din fluier? Nu cumva chiar tu, flăcăule? Cine ne cine, eu atâta știu, că mi-am ținut făgăduiala. Acum e timpul să ții cuvântul, măria ta, și să-mi dai pe domniță de soție. Împăratul n-a mai avut în control. A făcut nuntă mare și au petrecut 9 zile și 9 nopți în șir. Ați ascultat Nătângul și domnița întristată, basm românesc, scenariu radiofonic de Mircea Popescu. Au interpretat Ștefan Ciubotărașu, Nicolae Gărdescu, Marga Chicoș, Mihai Mateescu, Marin Moraru, Sanda Toma, Vasile Florescu, Marian Hudac, Minel Kleper, Mihai Stoienescu. Regia muzicală Romeo Chelaru.